Ok, am revenit cu numărul 3 al Mercedes-ului. Un lucru foarte interesant, ceea ce a rămas uimit, este volanul. Am să vă arăt acum de ce. Nu știu dacă știți, dar volanul Mercedes-ului a fost rabatabil. Ok, deci vedeți piesa aceasta mică. Îl apăsăm puțin spre spate și atunci volanul se deschide cu un click. Îl închidem, ridicăm piesa și volanul nu se mai deschide. Ceea ce mi se pare și foarte interesant este că avem un buton aici, cel de claxon. Deci, fenomenal. Fenomenal. Haideți să trecem totuși la montaj. În primul rând avem nevoie de piesele acestea două. Nu știu dacă se vede. Și vom monta piesa aceasta de bord în plasticul celălalt. Atenție foarte mare, fiindcă avem niște piese aici care ar fi de preferat să nu le rupem. Fiind îl punem în poziție. Vom întoarce această piesă și folosim șuruburi EPE. Iar capul folosit este PH0. Vom adăuga șuruburi în locațiile următoare. Aici, 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 aici și aici. Eu prefer să încep din partea de mijloc, adică din zona aceasta. Bun, am montat aceste piese. Problema este că volanul, ceasurile de bord, semnalizatoarele și ghidul va trebui să le păstrăm până într-o etapă următoare. Așa că eu am fost Mihai, acesta a fost numărul 3 și vom trece acum la numărul 4.